Bună seara, doamnelor și domnilor. Parcă s-a mai încălzit puțin, dar s-a lăsat ceața prin județ. În schimb, noi încercăm să facem puțină lumină, așa, pe diverse zone. În seara aceasta l-am alături de mine pe domnul Nicolae Pană, primarul comunei Coșești. Bun găsit! Bine v-am găsit, vă spun și eu bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere, într-o triplă ipostază, odată că este primarul acestei frumoase comune, în al doilea rând pentru că are o mare experiență de silvicultor și în al treilea rând pentru că este și vicepreședinte ALDE, cu anumite atribuții și funcții pe zona Ligii Aleșilor Locali, este chiar președinte la ALDE Argeș și membru sunteți sau ceva, ce sunteți mai exact, la Asociația Comunelor din România, filiala Argeș. Consiliul director. În Consiliul Director. Ceea ce totuși este o performanță, fiind practic singurul primar al ALDE din județ. Dar apreciez faptul că ceilalți primari, grosul fiind de la PSD, au și spus, domne, e important să facă parte, chiar dacă, sau poate și că este la început de mandat, să vadă cum lucrăm și să ne ajute și, e bine și să-l ajutăm. Să fie reprezentată în fiecare formațiune politică. Corect. O să încep din aceste ipostaze cu cea de silvicultor și o să vedeți de ce. A venit de curând ministrul apelor și pădurilor în județul nostru. Probabil că ați văzut la știri, dacă nu vă fac eu o scurtă introducere. Domnia sa are o serie de întâlniri regionale, sau a avut, pentru că cu cea de la Pitești s-a terminat această serie, în care s-a consultat cu oameni din administrație, cu silvicultori, cu cei din zona privată, chiar cu industriași, dacă există și pe unde există, la noi cred că mai puțin, dar există în industria mobilei, pe zona problemelor din silvicultură. Și pentru că, după cum spunea domnul primar, are o lungă experiență, chiar dacă pare tânăr la prima vedere, dar are o experiență și o par tânăr, da. Așa. Vreau să îl întreb în primul rând cum ați perceput dumneavoastră această întâlnire, adică nu știu cât de deschis a apărut ministrul la problemele care au fost ridicate acolo de către reprezentanții din județele de acolo prezenți. Și știu că ați avut și noastră câteva puncte care mi se par foarte interesante a fi discutate și chiar cu un impact direct și în rândul publicului larg, nu doar în cei care au legătură cumva cu domeniul silvic. Pe de o parte, pe de altă parte, proveni și într-o comună care a fost binecuvântată, am pus semne de întrebare, fiind vorba de legislația de la noi, cu pădure și cu tot ceea ce înseamnă de fapt pădurea, cu întreaga biosferă. Da. Eu țin să spun că m-am bucurat din suflet când am auzit că domnul ministru Ioan Deneș va descinde în Argeș și aici a fost o întâlnire cu toți reprezentanții și cu exponenții zonei Sud-Muntenia din 9 județe și dânsul a fost foarte deschis, împreună cu consilierii dumnealui au ascultat și au preluat toate problemele pe care le-am expus noi acolo. Au fost o mulțime de reprezentanți din rândul silvicultorilor, atât din cadrul regiei naționale, cât și de la ocolele private, reprezentanți din partea sectorului de exploatare, al apelor române, fiindcă știm că ministerul include și apele române, numai pădurile, dar și din partea administrației publice locale, printre care și eu. Bine, n-au fost cam prea mulți. Eu v-am identificat pe dumneavoastră și pe domnul primar de la Rociu. Da. Dumneavoastră îmi spuneți dacă mai au fost și alți primari și în rest au fost autoritățile de la noi și, sigur, o sumă de primari. Da. De parlamentari, îmi cer de spus. Deputații și senatorii, da, de Argeș și primar parte, doar, da, pe dumneavoastră și da, eu și domnul colegul meu, domnul primar de la Rociu, care ne-am expus probleme care ne ardeau foarte stringente pentru noi și pentru comunitatea pe care o reprezentăm. Da, eu în urma discuțiilor care s-au purtat acolo am înțeles că inițial se punea problema, adică se scoteau în evidență lucruri foarte importante și foarte aplicate.
Numai că, la un moment dat, se luau în calcul numai produsele principale ale pădurii. Sunt foarte importante, știți că e, dar știm bine că, însăși, din definiția ei, pădurea nu înseamnă numai lemn, înseamnă și, are și alte funcții, nu numai de producție, și de protecție, și cele, să o privim, și am vrut să o privim ca pe un ecosistem în ansamblu și pentru funcțiile sociale. Și cu tot ce denotă de aici pentru societate și pentru comunitățile de mediu rural, în principal, pe care eu, comunitatea mea pe care o reprezint. Am adus în primă discuție animale sălbatice, care în mod normal și procedurile care trebuie urmate pentru a rezolva această situație, în mod normal, foarte multe aparțin de Ministerul Mediului. Dar pentru asta am venit cu o propunere punctuală pentru a se crea niște grupuri interministeriale care, prin specialiștii pe care le vor cuprinde aceste grupuri, să putem găsi niște soluții și niște căi mai scurte de a rezolva aceste probleme. Și aici vreau să spun că lucrurile sunt destul de delicate. Uitați, a fost problema urșilor care ne-a afectat. Bine, foarte tare. Și cred că va mai fi, pentru că și va mai fi, mod nu cert. S-a schimbat nimic. Vorbeam cu un silvicultor, încă mai țin legătura cu colegii mei, și îmi spunea că datorită iernii blânde care a fost până la episodul cu gerul și cu zăpada de acum din februarie, ursul nu prea hiberna deloc. Închipuiți-vă că acum vine primăvară slăbit, vor porni animalele la pășune, va ieși iarăși în sat să-și procure hrană și ne întoarcem la vechea poveste pe care eu am tot pus-o și am expus-o pe tapet anul trecut. Adică, dacă noi nu facem niște observații corecte și dacă nu avem verticalitatea și curajul să aplicăm niște legi și niște normative, că practic nu cerem nimănui. Suntem iubitori de animale, ne plac animalele, ne place tuturor pădurea, ca să că poate și de asta mi-am ales meseria asta, dar sunt convins că toată lumea iubește. Dar trebuie să nu intrăm în conflict cu omul. Până la urmă, din punctul meu de vedere, cetățeanul e cel mai important și dacă noi asigurăm o siguranță, ce facem? În sensul că dacă fondul de vânătoare respectiv, tot spun și subliniez lucrul ăsta, nu suportă decât un număr de animale, așa cum reiese din observațiile făcute și din... De ce nu avem curaj să aplicăm normativul și să menținem decât numărul ăla efectiv de animale? Adică recoltarea, relocarea nu e o problemă, recoltarea e o problemă, pentru că mutăm problema de la mine la altcineva sau cum să vă spun... Bine, mi-e teamă că în curând nu prea mai avem de la cine la cine să muți problema, poate să exportăm alte țări, că totuși cam astea sunt pădurile și cam peste tot e aceea situație în definitiv. Nu știu câte vedeți, zone silvice din țara asta au deficit. Chiar nu știu. Da, nu, chiar nu este un deficit. Prin sistarea... Am văzut în toate județele la știri. Da, prin sistarea recoltărilor acestor animale de pradă, evident că nu e un deficit. Și modul cum se mulțesc, că obținându-și hrana mai ușor, condițiile fiind, o să se mulțească mult mai repede. Iar noi, ca să ne aliniem la legile Uniunii Europene, nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal pentru că, vorbim practic, ei... au poate un număr de exemplare de urs cât avem noi pe un fond de vânătoare. Și nu putem să ne aliniem la aceleași legi, să aplicăm aceleași normative în condițiile noastre, nu? Eu zic că aici ar fi foarte important ca cei care ne reprezintă acolo la nivel de europarlamentarii noștri să ne susțină cauza și să noi să ne facem propriile legi. Să avem verticalitatea, să nu ne mai fie teamă de un ONG sau de vocea nu știu cui, că intervenim și facem un lucru ne la locul lui. Ba nu, dimpotrivă, încercăm să aducem lucrurile în firesc. Eu sunt un neofit în domeniul ăsta, dar știu că totuși ursul este un animal teritorial. Da, este un și animal. Și din perspectiva asta, în momentul în care practic vor fi mai mulți pe un spațiu mult mai restrâns, nici ei ca specie nu o duc prea bine, nu? Adică suprapopularea asta este la fel ca și la noi oamenii. E normal, sunt... Există o migrare, dar la un moment dat, practic, migrarea se oprește undeva în arealul nostru silvic, da? Și atunci trebuie să se îndrepte către
zona populată de oameni. Că asta e, trebuie să-și găsească hrană, că nu este nici hrană îndeajuns sau în moment dat fiind atât de mulți. Da, e un animal teritorial, lucru care s-a dovedit numai departe de anul trecut. Deci dacă nu sunt duși la distanțe foarte mari să reîntorc, și e normal că exemplarele dominante să încerce să elimine celelalte exemplare, acelea vor ieși din arealul lor normal și se vor ajunge în zone unde sunt fonduri de vânătoare, unde măcar specia de urs nici măcar nu există în fișa de observații. Adică sunt lucruri nefirești, pentru că e normal ca ei să caute alte zone de hrană și de... Tot vorbim de un ecosistem, ecosistemul trăiește într-o balanță, ne puteți poate spune mai multe, balanță sensibilă. Deci ce facem practic? Noi nu, că am vorbit de pădure ca un ecosistem, de fapt îl dereglăm ecosistemul, lăsând mai multe animale decât suportă fondul de vânătoare. Practic îl dereglăm, nu îl ajutăm. Corect. Da. Și de asta cer celor care au puterea să hotărască lucrul ăsta să fim vertical, să fie vertical și să fim și noi alături de dumneavoastră să-i susținem pentru a nu mai ceda în fața presiunilor și a aplica normativele, nimic altceva decât să aplicăm legea și normativele în vigoare. Cred că nu e neapărat o problemă de a nu respecta o directivă europeană sau nu știu ce legislație europeană, cât în a introduce niște reglementări, că fiecare lege sau directivă are niște reglementări care să statueze anumite situații până la urmă. Și a simplifica într-un anume fel lucrurile. E inadmisibil ca pentru a obține o autorizație de recoltare a unui exemplar care crea pagube și care reprezintă un pericol pentru cetățeni să așteptăm o perioadă îndelungată. Păi să-mi fie tare până ne vin toate aprobările astea, inclusiv de la nu știu câte ministere, de la și așa mai departe. Că și Academia de Științe trebuie să-și dea acordul. Animalul ar face nu știu câte pagube și pagubele materiale sunt așa cum sunt. Dar, Doamne ferește, știți că s-au întâmplat o grămadă de accidente în rândul populației. Adică nu e destul de confortabil să ai un copil în mediul rural care trebuie să sosească de la școală sau de la serviciu și știți că au ceva distanță de la stație. E normal. Și să stai cu teama că pe drum se poate întâlni cursul. Vi se pare firesc și normal sau să ieși din casă să te trezești cu el în curte? Nu e o normalitate asta. La fel, eu vorbesc de o scă, problemele mari le-am avut cursul, dar sunt localitățile din nordul, colegii primari care îmi spun cu lupii că sunt probleme nenumărate. La fel de multe probleme sunt cu mistreții care au distrus pășunile, care distrug recoltele oamenilor. Să muncesc cu oamenii o jumătate de ani și să se trezesc într-o noapte că au... Bine, acum, dacă aș fi eu vocea unor ecologiști care merg tot așa pe sloganuri, a spune că de fapt urșii nu mai au teritoriu pentru că, sau mă rog, animalele astea de pradă nu mai au teritoriu pentru că s-a defrișat masiv și noi le-am tăiat pădurea. Dar pe de altă parte există și aici un punct de adevăr, într-adevăr, dar pe de altă parte și faptul că protejezi practic prin lege recoltarea un animal dintr-o specie, în mod direct, conduce la mărirea numărului de exemplare. Că asta exact este și ideea. De reglarea ecosistemului, exact ce discutam. Dacă în arealul respectiv fondul de vânătoare are o anumită bonitate și suportă un anumit număr de exemplare X, orice în plus e o dereglare a ecosistemului. Și de aici toate implicațiile necesare care, și consecințele care se dezvoltă în urma situației astea. Anul trecut ați avut multe situații de gospodării atacate? Am avut o mulțime de situații la mine în localitate, dar sunt localitățile vecine care s-au confruntat cu situații și mai grele decât Ana. Procedurile de despăgubire sunt destul de anevoioase, să știți. Așa cum spuneam, am mai fost la dumneavoastră într-o emisiune, se formează niște comisii la solicitarea primarului care se deplasează la fața locului. Am întâmpinat situații când cetățenii chiar n-au putut să-și recupereze paguma pentru că nu erau în regulă cu toate documentațiile privind proprietatea asupra animalului, începând de la înregistrarea lui la medicul veterinar și terminând cu crotaliere și așa mai departe. Și practic au rămas cu paguba nerecuperată. Dar și procedurile sunt foarte greoaie, să știți.
sunt foarte greoaie și durează foarte mult. Ca să ajungi la recoltarea unui exemplar, la fel, fără a crea anumite pagube, nu luăm în calcul niciodată disconfortul și, și starea de, pe care o creează în, în rândul comunităților, starea de stres. Mi-aduc aminte cu ursoaica aceea de la Cetatea Apoinare, că a durat vreo 2-3 luni până s-a decis relocarea. Da. Da, și da, vorba de relocare, adică... Deci procedurile sunt extrem de complicate. De asta ceream domnului ministru să, să formeze niște grupuri de lucru interministeriale cu specialiști din ambele ministere și să încercăm să simplificăm, să facem propuneri la rândul nostru, domnilor parlamentari, senatori și deputați, care să vină cu niște lucruri mai, mai simple și mai în lege, cu modificări mai, să accesăm mai repede, să ajungem mai repede acolo unde trebuie să ajungem pentru a face o despăgubire sau pentru a reloca sau chiar a recolta un exemplar. Bine, eu sper că dacă vor fi făcute aceste comisii interministeriale, nu știu cum a fost reacția ministrului, să includă totuși și specialiști din silvicultură care se duc și pe teren, adică care poate să-i spună uneia care stă în birou la București sau nu știu unde, care e situația de fapt concretă. Pentru că așa să facem noi niște legi care să sune bine și să fie și în conformitate cu niște directive e relativ simplu. Adică noi ne pricepem să copiem, să modificăm puțin, să adaptăm, dar nu să creăm de la, pornind de la bază. Nu știu cum spunea domnul ministru, de la firul ierbii sau de la firul ierbii, da. Eu sunt convins că dumnealui are o mare deschidere și am văzut că și consilierii dumnealui de a asculta și de a lua informație și din teren, atât din rândul specialiștilor, cât și din rândul populației, special prin exponenții comunităților, prin primari, prin specialiștii în celor de la fondurile de vânătoare, pentru că altfel nu vom ajunge la un numitor comun și nici la o, o legislație care să fie destul de bună pentru a rezolva aceste probleme. Am văzut și prin alte zone ale presei că există anumite probleme în unele zone din țară cu acele lemne de foc. Da. Nu știu, sunt tot felul de situații. Țin minte că v-am auzit în emisiune chiar cu niște foști colegi ai noastre, sau nu știu, cred că sunteți în continuare colegi proveni din domeniul ăsta, că eu știu că te lași de domeniu când mori, practic, în silvicultură, care spuneau că atunci, la vremea respectivă, până să vină iarna acum, trebuie că n-ar exista astfel de probleme în județul nostru. Acum, eu nu știu, avansându-se, dacă au apărut sau nu. Da, în zona Comunei Coșești n-au fost atât de mari probleme, fiind într-o zonă cu destul de multe păduri. Problema, am înțeles că apar întotdeauna în zonele de, de șes, unde suprafața de pădure e mult mai restrânsă și posibilitățile... E un subiect foarte strigent, să știți, în sensul că propunerea n-a fost a mea, dar și eu aveam o astfel de propunere. S-au discutat pe mai multe fronturi, pe mai multe laturi lucrul ăsta, atât în punctul de vedere al, să zic eu, moșnenilor de pădure din zona de nord a județului, atât din punct de vedere al direcției silvice, cât și din punct de vedere al ocoarelor silvice private, dar și din punctul de vedere al nostru, al reprezentanților administrației publice locale. În ce sens? Vedeți, procedurile sunt destul de complicate. Noi trebuie să strângem toate solicitările până la data de 31 august ale anului în curs, apoi să le înaintăm la direcția silvică, la coalele silvice care sunt în zona noastră de administrativă și apoi dumnealor să aprovizioneze cu material în urma solicitărilor contracost populația. Dacă suntem într-o economie de piață și astea sunt, trebuie să ne aliniem, prețurile au devenit puțin cam piperate pentru cetățenii care n-au prea multe posibilități. În sensul ăsta, v-am zis, și eu aveam ideea asta, dar altcineva înaintea mea a apucat să facă propunerea, am venit cu propunerea de a micșora TVA-ul la lemnul de foc către populație.
Mi se pare așa cum sunt, cum e TVA-ul micșorat pentru alimentele de bază, care sunt foarte importante într-o gospodărie. În mediul rural, la fel de important e și aprovizionarea cu lemn de foc a acelei gospodării. Pentru cetățenii care nu sunt posesori de pădure sau care n-au altă soluție decât să aprovizioneze cumpărând material lemnos de foc de la ocoale silvice sau de la ocoale private, de unde cumpără, mi s-ar părea că micșorând TVA-ul creăm o facilitate pentru ei și asta mai are și alte implicații. Consider eu că s-ar micșora cumva și s-ar elimina și piața neagră a lemnului de foc. Că trebuie să fim realiști, să recunoaștem încă mai funcționează. Mai sunt oameni care au o îndelenicere din lucrul ăsta și prin prisma faptului că nu plătesc lemnul de unde le-au, își permit să-l vândă mai ieftin. În felul ăsta am tentațiile de a mai mici. Fi sustras materialul sunt mai mici. Da, asta e o părere a mea personală. Vorbeați de cei care n-au păduri. Acum este o gândire cumva liberală dacă vrem că așa merg lucrurile. Da. Când lași ceva mai jos, reduce evaziunea, când mai jos, mai face evaziune decât nu știu ce condiții. Da. E o gândire puțin liberală, dar eu zic că ar funcționa. E părerea mea personală, spun de asta. Da, vorbeați de cei care n-au păduri, dar cei care au păduri ce își pot asigura așa pentru toată iarna necesarul de lemne, mai da, ales și aici cei care intervine. Au păduri mai mici sau, mă rog, sunt cei care au suprafețe mai mici n-au cum să-și asigure necesarul, tot necesarul de materiale lemnos și e firesc ca și ei să caute acele soluții ca ceilalți, dar și aici intervin anumite inconveniente și aici trebuie umblat la legislație, același lucru l-am punctat în sensul că trebuie să facem cumva să simplificăm lucrurile atâta timp cât amenajamentele silvice au expirat și în special pădurile retrocedate în prima și în a doua etapă, mă refer la legea 18 și la legea 1. Și cetățenii de rând n-au mai avut posibilitate, n-au știut, n-au fost informați să-și renunească amenajamentele silvice care le permit recoltarea masei lemnoase din suprafețele. Nu sunt silvicultori de meserie? Nu sunt, chiar dacă au fost informați, n-au înțeles importanța acestui lucru, nu și-au permis financiar, n-au avut posibilități. Sunt foarte mulți sunt bătrâni care au moștenit nepoții, copiii, poate n-au mai preluat cu atâta interes, poate, nici nu poate stau poate în localitate. Poate unii din copiii nici nu au prea venit pe acasă. Să ne fie cu iertare. Sunt în alte județe sau la oraș. Sau da, e un procent foarte mare din nu, da, deci, da, a fost și este și fenomen sau de migrație de la, din zona rurală în zona urbană. Și e normal și se întâmplă și da, o industrializare și așa mai departe. Pentru sunt alți care pleacă din țară, vorba aceea. Dar e un procent destul de mare în rândul populației care nu își mai cunoaște limitele proprietății, nu mai știu unde au proprietatea. Deci sunt destul de mulți cetățeni care nu-și cunosc proprietatea. Vedeți, ce să mai vorbim că să se apropie cu material lemnos. Acum, legea asta a venit, zic eu, e un lucru extrem de bun, faptul că prin modificarea legii 46-107 și preluarea în paza a pădurilor, ar fi un prim pas să îndreptăm anumite lucruri pe care le-am greșit. În sensul că am asigurat o gospodărire unitară și eficientă a pădurii, dar înainte de a ajunge acolo, trebuie mai întâi să o preluăm în pază. Ca să o preluăm în pază sunt niște pași destul de complicați. Stăteam de vorbă cu reprezentanții ai structurilor teritoriale de specialitate din zonă și procedurile sunt destul de anevoioase și de complicate. Inclusiv pornind de la spun eu natura modului cum proprietății, ca să zic așa. Suntem proprietari unii, alții suntem doar deținători. Aici intervin foarte multe speculații și foarte multă lume interpretează legea, nu o aplică cum. De asta am cerut să simplificăm cumva lucrurile. Nu trebuie să o interpretăm, trebuie să o aplicăm așa cum. Bine, a trebuit făcută în așa fel încât să nu lasă loc de interpretări. Da. Dar nu să ziceați de păduri și deocamdată nu avem țara asta intabulată, ca să mă exprimăm așa. Adică asta e un lucru și mai grav. Aici discutam cu specialiștii. Vedeți, ca să-i preiei suprafața de pădure sau ca să-i faci o marcare, o punere în valoare, cum îi zicem noi, în suprafața respectivă, în primul rând trebuie să aibă o schiță acolo cadastrală sau majoritatea suprafețelor
de pădure retrocedată a suprafețelor de fund forestier nu sunt măsurate după stereo 70. Acum să oprești și să faci marcare, legea îți impune anumite condiții. Cine să stea să, când ei nu mai știu, săracii sunt cetățeni care nu știu nici măcar, nu mai știu limitele proprietății. N-au mai, sunt persoane care n-au mai trecut pe la proprietate de... De asta zic, într-un fel îndreptăm că o, măcar știm că e păzită și că e cumva în siguranță, dar până la ajunge de a beneficia de această proprietate, va mai dura din punctul meu de vedere. Și ca să îi fac cu introducere de Mărășoiu, o să treacă niște ani până când ajunge semivirgină sau virgină pădurea sau... Da, da, aici... Știți acum sunt dumnealor... ăștia le zic, domne, uite, mele păduri virgine din Europa. Bine, prietene, dar de ce n-au strigat la voi? Că... Dumnealor au... Că am înțeles că dacă trec, nu știu cât, 100, 150 de ani sau ceva genul, devine practic... Da, n-au cum să treacă la noi în România, n-o să... mă refer la pădurile retrocedate. Dumnealor au punctul lor, dumnealor de vedere, referitor la unul dintre articolele din legea 175 privind nominalizarea ocolelor pentru preluarea în pază. Acum, în lege scrie clar că nominalizarea o face structura teritorială de specialitate din, mă refer la gărzile forestiere. Din. Aici trebuie privit foarte atent, pentru că nu vrem să creăm anumite breșe. În ce sens? Dau exemplu comuna Coșești. Se află în raza administrativă a ocolului Domnești, a ocolului Pitești, dar trebuie să fim realiști, să privim lucrurile, să vedem cât de pregătiți sunt să primească, să preia în pază ocoalele silvice, așa, dacă nu să acoperim cu celelalte, nu. Important e până la urmă să avem suprafața de pază, de pădure păzită. Corect. De o structură autorizată. Că în felul ăsta putem beneficia și de marcare. Altfel, chiar și suprafața, sunt foarte mulți cetățeni care nu au astfel de informație. Chiar și suprafața de pădure din afara fondului forestier, care n-a fost prinsă în amenajamentele silvice, dacă nu există un ocol silvic nominalizat în raza respectivă a comunei, în această suprafață nu se pot face marcări. Deci e foarte importantă nominalizarea unui ocol de structură teritorială, respectiv garda de mediu. Numai că v-am zis, procedurile sunt destul de sunt greu. Eu nu vreau să atingem niște teme din astea foarte, foarte stricte de specialitate, că poate mulți dintre cei care ne privesc în momentul ăsta, nu știu, bine, dacă vor înțelege. Eu vreau să vorbesc... Care au săptat să-i pierde, că da. Am nevoie de... Eu vreau să vreau să vreo 10 ore așa ca să le explic. Da, eu vreau să vorbesc în ansamblu și de lucrurile importante care ne împiedică să facem lucrul ăsta. Adică să punctez câteva lucruri care sunt pe înțelesul tuturor, că dacă intrăm în lucruri foarte tehnice, mi-e teamă că ne pierdem și nu mai înțelegem. Am discutat despre pădure cât am discutat, că mă rog, nu avem decât o oră la dispoziție și e destul de complicat să ne trecem așa prin toate și nici nu vom trece prin toate. Acolo am punctat mult mai multe lucruri. Astea mi s-au părut printre cele mai importante. Sigur, și cu un impact major, dacă vrei, și pentru cetățenii, după cum ziceam, care nu neapărat au interes direct, dar care, iată, se lovesc de toate. Că noi cu toții ne lovim de orice se întâmplă în jurul nostru până la urmă. Ne influențează într-un fel sau altul. Cu siguranță știu că v-ați adoptat și bugetul pe anul acesta și din moment ce s-a adoptat, poate ne puteți vorbi mai limpede și dacă vă satisface necesitățile, adică vă acoperiți funcționarea, servicii și așa mai departe, dacă vă mai rămâne și ceva pentru niște investiții, că știți cum e, trebuie să trăiești, dar trebuie să mai și pui câte ceva, că îți mai pui un etaj la casă, că mai înlocuiești tâmplăria, că... Așa este, da. Până la urmă e tot vorba de o gospodărie... Da, modul cum gestionăm propriile resurse, de modul cum gestionăm propriile resurse, depinde ce vom realiza în viitor. Și eu zic că am analizat foarte atent și am expus toate problemele comunității atunci când am luat hotărârea de a aproba execuția bugetară. Poți să vă întreb, ați avut dezbateri? Ați avut vreo dezbatere pe buget?
A fost publicat și am avut de, la nivel de, dar nu pe, mi-aș fi dorit să le fac, am avut o problemă de sănătate și asta nu mi-a permis să plec mai din vreme, să fac pe sate de acum următorul. Da. Oricum interesant că au loc astfel de dezbateri și a fost expus și cu toate problemele pentru a se analiza. Acum câte știu și eu cât interes a fost, asta depinde de... Sigur, da, ușor, ușor să învață și oameni. Da, ideal ar fi fost și mi-aș fi dorit, dacă n-aveam această problemă, să merg în fiecare sat și să punctăm fiecare lucru în parte și apoi în ordinea priorităților să am încercat să acopăr câtuși de cât, chiar dacă am mai avut anumite discuții pe tema asta, că au rămas anumite sate un pic mai în... Întotdeauna vor fi discuții acestea și niciodată nu pot să mulțumesc pe toată lumea. Dar trebuie trasate niște priorități la început de an sau pentru următorii 2-3 ani, să știi că vrei să ajungi undeva, nu știu, exact, canalizare și... în toată comuna, cu gaze sau cu ceva. Exact, și o să, prin discuțiile pe care am să le porc cu dumnealor, am să le explic că am să compensez altfel, în sensul că acolo unde are există un proiect de investiție al Consiliului Județean, se compensează și cu ce avem din partea Consiliului Local. Mutați alte surse de finanțare pentru o serie de investiții pe zonele care nu sunt acoperite din bugetul local. Da, adică dau un exemplu practic. Am unul dintre sate, două de fapt, dintre sate pe unde există un drum județean și unde Consiliul Județean e pe lista de investiții prin acel drum, va face o investiție și automat m-am îndreptat către alte sate ca să intervin eu cu resursele mele locale, înțelege? În felul ăsta am compensat cumva și nu numai asta. Asta a fost un exemplu care mi-a venit acum la îndemână. Ce vreau să spun că la noi, spre bucuria noastră, așa, nu sunt probleme de genul că nu vom putea achita salariile sau că vom lua de la investiții bani să plătim. Nu, cu asta nu voi fi de acord niciodată. Și o spun deschis, am spus-o tuturor, chiar dacă se vor supăra poate din salariații mei, dar nu voi fi de acord să iau bani de la investiții pentru salarii. Și spre norocul nostru, uitați, o treime din buget este pentru investiții. Mi se pare că este totuși un procent destul de mare. Pe ce alocat pentru investiții. Cu prioritate? Pe drumuri, pe... Avem începând cu apa, la drumuri. Niște probleme problema cu apa... Calitatea apei, de fapt, în mare parte... Nu numai cu calitatea, ci și cu distribuția și cu... Da, sunt mai multe probleme. Acolo sper să rezolv mare parte din aceste probleme, să le rezolv prin proiectul pe care l-am pe PNDL, dar am alocat bani și de la buget pentru chestiunile urgente care trebuie să le rezolv și nu numai pe problema cu apa. Ne-am gândit și la... Am luat în calcul și infrastructura, asfaltarea anumitor străzi, am luat în calcul și reabilitarea eliminatului public, am luat în calcul că trebuie să terminăm. Avem în derulare niște lucrări, începând de la un furaj, așa cum vă spuneam, și terminând cu studiile topo și nomenclatorul stradal, planul de urbanism general, niște... o toaletă pe care o avem, să o continuăm să... zic eu, ca școlile care vor rămâne în urma estimărilor pe care le-am făcut, să le dotăm pe toate cu toalete moderne. Și acum lucrăm la cea de-a treia școală. Suntem, după calculele noastre și după estimările noastre, conform evoluției demografice, care e așa cum e, cum e în toată țara, așa e și la noi, nu ne aliniem, e în descreștere, să asigurăm la vreo 4 școli care vor rămâne oricum toalete și condiții corespunzătoare de, pentru... Am înțeles. Desfășura activitatea. Am văzut că sunt o serie de probleme mai în cam toate localitățile. Sigur, poate mai puțin prin zona urbană, datorită și mentalității și cunoștințelor și așa mai departe. Sunt probleme, după cum spunea Curtea de Conturi, cu colectarea de taxe și impozite, cu colectarea pe servicii. Știu că erau tot felul de comune unde în trecut s-a introdus o alimentare cu apă, dar nu exista branșament cu acel contor, se plătea cum se plătea, de zicei că, mă rog, poate cumva le vine greu acum să plătească cât consumă, dar pe de altă parte nici nu poți să consideri
că practic e o cișmea a statului care e la tine în curte și da. O folosești exact ca pe cișmea, nu știu, care e undeva la marginea de drum, de unde se poate alimenta oricine. Adică trebuie să existe totuși niște diferențe. La dumneavoastră există, adică aveți astfel de probleme, vă confruntați da, cu astfel de probleme? Da, avem. Din punctul ăsta de vedere, trebuie să recunoaște că și noi avem astfel de probleme. Adică sunt măsuri ale Curții de Conturi care ne recomandă și ne impun să mărim gradul de colectare al taxelor la care avem probleme destul de mari și trebuie să recunoaștem cu anumiți cetățeni, dar nu numai pe latura taxelor și impozitelor. Avem probleme cu colectarea banilor pentru folosirea apei. Sunt încă destui cetățeni, așa cum spunea și noastră, care s-au branșat la sistemul de alimentare cu apă și încă nu sunt contorizați. Iar a plăti la paușală nu acoperă cheltuielile necesare raportat cu consumul de apă pe care îl folosesc. Aici sunt convins că o să am foarte multe reproșuri, dar convingerea mea e că atâta timp cât folosești un serviciu sau un produs, trebuie să-l și achiți. Și nu numai mea, eu zic că asta e o normalitate. Începând în primăvara asta, anul trecut am procedat la contorizarea a destul de multor persoane în partea de nord a comunei. Acum extinderea va fi peste tot din stat cu contoare, bănesc. Absolut. Dar și cei care sunt branșați înainte vor fi obligatoriu, vor trebui să se branșeze, să-și contorizeze, pentru că altfel nu vom mai permite să folosească apa. Că nu e și foarte complicat. Pe de altă parte, că dacă nu le asigurați apa, sunt nemulțumiți dacă nu este apa la un anumit nivel de calitate, că până la urmă, așa cum au fost probleme și știu că au fost probleme în anul trecut sau acum, da, și la dumneavoastră tot... nu putea să nu ieșiți, să nu să anunțați, că să nu conștientizați probleme mai și sunt așa, și acum că sunt destul presiuni, sunt destule presiuni. Este apa care nu este da. Prea potabilă, ca să zic așa, dacă nu e prea potabilă, nu e deloc potabilă, dar în fine, unde oamenii o continuă să consume. Dar totuși ați tras un semnal de alarmă, ați încercat să faceți ceva. Am purtat discuții personale. Costuri, în definitiv. Adică... Am purtat discuții personale, le-am trimis în științări. Nu mi se pare firesc. Sunt presiuni destul de mari asupra mea, în sensul de a lăsa să folosească în continuare apa în modul ăsta, dar nu se poate. Nu se poate că... Cine plătește? Dumneavoastră? Asta e una dintre... Cei care plătesc de obicei, dintre cauze. Și a doua cauză, nu mi se pare echitabil și normal ca unii să plătim apa și alții nu. Adică ce drepturi noi avem unii în plus și alții nu avem. Sunt cetățeni care spun că nu își permit, că da, au probleme din punct de vedere financiar. Să-mi fie cu iertare și o spun cu riscul de a avea nu știu câte reproșuri. Păi dacă îți permiți să plătești un abonament la telefon de 60 de lei pe lună și abonament la cablu de nu știu cât pe lună și mai nu știu... Nu îți poți permite să plătești... Totuși, deocamdată, apa în România nu este chiar atât de scumpă. Nu este și la Coșești nu costă decât 3 lei metru cub. În momentul de față. Cât este consumul pe gospodărie? Nu știu, chiar eu recunosc că am plecat de vreo 5-6 ani de la țară și nu mai știu cât consumam și în plus de asta eram singur. Știți cum e? În funcție de numărul, da, în funcție de numărul de membri, în funcție de ce animale au în gospodărie și pe care le... așa și... și în funcție de sezon, să vă spun și de sezon, că mai e o problemă. Unii, vedeți, că de asta nu e corect să plătești la paușal. Atâta timp cât plătești la paușal și dai o sumă infimă, îți permiți să lași robinetul deschis ca să nu înghețe în loc să-l izolezi. Păi nu corect. Mi se pare normal, nu? Sau să stropesc în solar și să fac nu știu ce recoltă față de vecinul meu, care el se strânge, că dacă apa trece prin contoar, strânge robinetul mai tare, știți? Sau să fac o altă practică, așa cum am eu, spre exemplu, la Mărăcineni, puțul pentru irigat, sau cum se zice, fântâna, na. Da. Să folosesc apă pentru irigat și cealaltă... Da, investiția ar fi mult mai mare, dar de asta zic, toți trebuie să ne aliniem și să mergem la un unison, pentru că astea sunt regulile. Curtea de Conturi nu ne va ierta pentru diferențele de bani neîncasați și trebuie să ne toți să ne aliniem. Eu am făcut-o posibil să îndrept calitatea apei, lucrez în continuare la lucrul ăsta,
dar am și pretenția ca să o și achităm. Neavând bani cu ce să ne facem lucrările, nu putem să avem nici pretenții. Dar știți cum e? Culmea, au pretenții mai tare, mai multe, cei care nu sunt... Bine, acum, poate nu toate pentru dumneavoastră fiind la primul mandat de primar, dar asta este ceva... Da, nu e o noutate. Adică... Nu mă mire asta, dar vreau să spun că întotdeauna emit mai multe pretenții cei care sunt în neregulă. Știți că iarăși, și asta este de fapt tot o realitate, că mulți din cei care adună datorii, și nu vorbesc neapărat de cazul dumneavoastră, spun asta că e valabil și la orașe și au spus-o și administratori de servicii, mulți din cei care își fac datorii mai mari sunt cei care totuși au bani să le achite. Că ceilalți care au mai puțin, în general, sunt ei, își cam strâng punga cât pot de mult și se uită în primul rând să-și plătească taxele și impozite, că de-aia dăm noi știri că sunt ăia bătrânii săraci și primi la cozi și fac cozi să primească bonificația aia. Să n-aibă. Și după aia mai vede ce mai mănâncă, ce mai... Da, știți cum... Nu vor să știe... Vor să știe că au achitat taxele. Ei întotdeauna sunt la zi, întotdeauna sunt primii care plătesc. Am observat și anul ăsta, chiar observam. Astăzi mă uitam numai departe, pe ploua destul de tare și au venit două doamne să-și plătească, că a zis că nu prea pot lucra prin... Da, știu că... Dânsele au zis că plouând afară nu pot lucra prea mult prin... Și au profitat de fapt. De ocazie. Da, de ocazie că plouă, să vină să-și achite. Aveți programul, adică ați implementat și noastră chestiunea aceea, am văzut că și prin Pitești, prin Mioveni și prin alte localități, cu acea bonificație pentru cei care au datorii mai mari și totuși le plătesc, e o perioadă din an sau ceva genul ăsta, nu știu, poate eu greșesc, dar... care nu ești scutit de anumite penalități, ceva genul ăsta. Nu am luat în calcul decât cei 10% conform legii care, așa, i-am invitat, le-am făcut notificări tuturor celor care au sume mai mari, o să fie publicați și o să facem și public lucrul ăsta cu toți cu care au datorii, pentru că e normal și conform legii trebuie să punem inclusiv pe site-ul primului, dar și prin afișe pe care le vom pune. Și apoi vom urma celelalte proceduri. Nu avem de ales, e măsura curții de conturi și trebuie să o ducem la îndeplinire. Absolut corect. Nu mi-a spus, aveți și alte proiecte în afară de cel de care vorbeați cu PNDL în derulare sau, mă rog, da, să... proiecte avem, am făcut proiecte, suntem pregătiți, am avut așteptări mai mari de la, mă spun la modul cel mai sincer, de la acest program PNDL 2. Am obținut doar pentru apă. Noi avem o urgență și un lucru care ne apasă, și canalizarea, să știți. Pentru că în raza comunei avem 4 sate, când intrăm în acel master plan cu 4.000 de locuitori, lucru care... Știți bine că avem un anumit termen și dacă nu ne aliniem, lucru pentru care vom fi sancționați. Mă refer și la nivel național, nu numai. Aveam așteptări că vom obține, dar avem speranțe că se va mai deschide o altă sesiune. Dacă nu vom accesa alte, vom încerca să accesăm alte surse de finanțare, pentru că trebuie să rezolvăm neapărat această problemă în comună. E un lucru foarte important, canalizarea. Suntem în secolul în care suntem, fiecare dintre noi vrem confort, avem băi, avem toalete, fosele septice uneori costă și nu sunt la îndemâna tuturor și trebuie să... Soluția cea mai bună din multe puncte. Nu e o soluție, da, nu, poate nu e soluția cea mai bună. Și pentru asta trebuie neapărat rezolvată astfel de probleme, adică să continuăm reabilitarea, că aveam început acolo o lucrare de canalizare, extinderea și modernizarea rețelei, că e neapărat necesar. Așa cum tot unul dintre lucrurile foarte importante mi s-a părut și iluminatul public, cum vă spuneam, anul ăsta voi începe reabilitarea, vom începe, vorbesc pentru echipă, că nu fac singur, reabilitarea iluminatului public mai pe, ieftin și așa mai da, pe drumul județean, pe toată lungimea comunei, drumul județean care tranzitează așa, cu
speranța că apoi la anul mă voi muta și pe celălalt drum județean, iar cu lămpile care ne rămpân și corpurile de iluminat să le relocăm pe străduțele care să asigurăm și acolo un grad de confort. Pentru că sunt destul de vechi, becurile se ard, sunt contacte imperfecte care se fac la ploaie, la vânt, la nisoare, becurile se ard foarte repede. Am tot intervenit și tot apar probleme. Pentru o perioadă de interimat, că bănesc că vrei să continuați procesul ăsta, tot e ceva că există lumină, cum ar veni. Da. Deci avem asigurat, am schimbat, am verificat fiecare lampă în parte, am schimbat becurile, dar așa cum vă spuneam, datorită corpurilor care sunt destul de vechi și contactul imperfect și așa mai departe. Și de mult altele. Consumului, da. Și am făcut un calcul. Putere, în fine. Din punct de vedere economic, se va justifica prin economia pe care o facem, dar și prin calitatea iluminatului pe care îl vom asigura. Cred că mai avem vreo 5 minute la dispoziție și vreau să vă întreb câte ceva și despre alegerile care se apropie așa cu pași mari la dumneavoastră. Sunteți prinși de febră sau nu? Nu, da, adică știți, dumneavoastră bănesc că trebuie să luați și pulsul celorlalți care sunt consilieri locali, consilieri județeni, da. Că aveți ceva. Adică... Da, știți cum e... Da, din punctul ăsta de vedere la mine... Adică, mă rog, miza nu e prea mare, că nu știu dacă va mai fi al contracandidat pentru doamna Brătulescu. Da, la nivel de județ, da, e candidat restul unic. Așa, că, dar pentru birou, toată conducerea de linia. Da, pentru birou județean permanent, acolo sunt mai multe candidaturi, vor fi alegerile. Știți cum e, eu din punct de vedere politic, la mine experiența politică e, știți cum a zis Caragina, e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Eu abia acum am intrat în, până în 2016, așa cum vă spuneam, eu n-am făcut politică. Aici mi-aș fi dorit să fac mai multă administrație. Asta e situația, sunt două lucruri care se întrepătrund. Da, și nu poți face una fără alta. Da, suntem săptămâna asta. În vineri vom avea conferință județeană de alegeri la nivel județean pentru alegerea președintului. Știți că, așa cum vă spuneam, avem candidatură unică, dar pentru birou județean sunt mai multe... Mai candidați pentru funcția de vicepreședinte, ce există și președinte executiv sau nu există, cum e? Pentru vicepreședinte, da, depun și eu candidatura pentru... una dintre pentru birou județean și apoi vă depuneți că nu știu dacă era președinte executiv, spre exemplu, eu ziceam de ce nu candidați așa, președinte executiv, până la urmă este singurul primar din județ, da. Zic și eu ca idee, dar vă depuneți candidatura că simțiți că puteți mai mult și în plan politic sau vă poate ajuta planul politic și în zona administrativă, că până la urmă bănesc că principalul obiectiv al noastră este să faceți ceva în comună, exact. Eventual să continuați activitatea exact. În comună. Exact, principalul obiectiv al meu este... Sau că e o obligație așa de partid? Din păcate nu e obligație, să știți că sunt... Adică simțiți că puteți să... Sunt bucuros din punctul ăsta de vedere că, pentru faptul că aici unde în partidul în care mă aflu e o atmosferă destul de bună, de plăcută, se iau hotărâri în urma unor consultări, adică în general n-am suportat politica măgării pumnului pe gât, eu spun deschis lucrurilor pe nume și o fac de drag, dar nu din obligație, să știți, nu mă poate obliga nimeni, e alegerea mea. Ar fi bine să aducem mai mult politicul spre administrativ, pentru că eu zic că am avea realizări mai mari. Dar face mai atent la problemele administrației. Am avea realizări mai mari. Și aici trebuie să fim foarte atenți și le cer inclusiv alegătorilor și tuturor cetățenilor să fie foarte atenți de acum încolo, chiar dacă uneori astea sunt modalitatea de a alege și de asta e legea, așa e ea făcută și uneori paleta de cum să vă spun, de candidați e așa cum e, să fie foarte atenți, pentru că în ceea ce vor face pe viitor în privința alegerilor, că de asta depinde de politic, uneori depinde foarte mult și administrativul și realizările economice ale. Foarte mult și viața noastră de zi cu zi. Și viața noastră de zi cu zi. Și viața, și să știți că se iau și financiare. Uneori nu sunt prea comod și o spun deschis, eu chiar am reproșuri pentru aleșii noștri.
vă spun deschis și le-am spus-o și dumnealor de mai multe ori, pentru că aș fi vrut să se aplece mai mult asupra noastră. În primul rând asupra noastră, care suntem exponenții comunităților, dar și asupra populației și asupra problemelor care sunt. Din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Și trebuie să fim realiști, să recunoaștem. Și aici mă refer și vă spun deschis la toate, la toate formațiunile politice. Nu e vorba de una sau de alta. Adică, bine, să ne fie cu iertare. Am văzut reacțiile și colegilor de la asociația dumneavoastră, vorbesc la nivel național, pentru că au fost întâlniri, inclusiv cu noul premier și așa mai departe, și cei de la municipii și cei de la județe au aceeași veșnică prostie. Mai zic unii, domne, că poate n-ar trebui o pensie. Eu nu zic că nu. La fel zic că și ar trebui ca și partidele să dea totuși niște candidați decenți. Adică dacă tot îl pui acolo, nici nu mai discut de pensie, să facă și ceva, să fie în stare să înțeleagă ceva, să producă ceva. Vedeți, dacă... Dacă nu semnesc ca primarul și te mai ia și nu știu ce... Exact. Dacă nu adică căutăm cumva... Adică e responsabilizare pe toate părțile și a cetățenilor și a primarilor și a partidelor și... Și a executivului și a legislativului. Pentru că știți ce se întâmplă? Dacă noi nu vom face niște legi clare, atâta timp cât va fi loc de interpretare și nu cu niște regulamente de aplicare, cu niște lucruri foarte concrete pe care să nu-ți mai dea voi interpretare, lucrurile ar fi mult mai simple. Am ajuns într-o perioadă în care multora dintre noi ne e frică să mai semnăm o hârtie. Multora vorbesc că poate și cazul meu, dar atâta timp cât am avea o lege clară, lucrurile ar fi, și zic eu, că am avea mult mai multe realizări din toate punctele de vedere. Da, dar și poate. Numai că asta depinde, în primul rând, de cei pe care îi trimitem, nu numai la București, așa cum vă spuneam, ci și la de europarlamentarii noștri, că Uniunea Europeană are o anumită legislație. Sunt de acord că trebuie să ne aliniem acolo, dar noi avem un anumit specific aici în România, avem alte legi, ar trebui să aibă alte, cu totul bine, și tot alte... Eu pot să-mi pun și întrebarea de ce, Dumnezeu, ne aliniem doar la anumite directive europene și la altele nu, adică vedeți că și iar uneori noi suntem mai catolici decât Papa, să știți. Da. Și vă dau, sunt exemple concrete în sensul ăsta, adică Uniunea Europeană cere una și noi facem de două ori pe atât. Sau... Trebuie să ne o pauză comercială, dar vreau să vă întreb o chestiune. Am senzația că foarte mult tineret, poate și cei care au depășit deja o anumită barieră a vârstei, nu prea mai au răbdare. Și într-un fel de înțeles că după 25 de ani suntem totuși unde suntem, adică vorba aceea, veniți din zona rurală, da. Sunt lipsuri pe infrastructură, de toate felurile de fapt, și în zona urbană sunt oho câte alte lipsuri, da. Dar zona rurală e mai în spate. Dumneavoastră și ca tânăr primar și la debut de mandat, mă rog, în activitatea asta, zic, de parlament, era să-mi scape ceva de primar. Dumneavoastră simțiți că timpul mai are răbdare cu dumneavoastră, că oamenii mai au răbdare cu ce înseamnă zona executivului? Să știți că sunt de acord cu dumneavoastră și uneori chiar le împărtășesc și lor ideile astea. E o chestiune pentru generația tânără și specifică vârstei, dar să știți că de cel mai multe erau dreptate. Sincer să fiu, și eu sunt un puțin dezamăgit. Venisem cu alt entuziasm, în schimb, când am văzut cum stau lucrurile în privința legislației, cât de hățiș este în legislație, câte lucruri se bat cap în cap, cât de greu e să duci la îndeplinire un anumit proiect pe care ți-l propui, am oarecare dezamăgire și sunt total de acord cu ei. Problema e că trebuie să înțeleagă că măcar pe cei care suntem bine intenționați și să analizeze foarte atent, chestiunea asta răutăcioase politice sau de altă natură care se vehiculează trebuie foarte bine analizate și interpretate așa cum trebuie. Pentru că dacă acolo unde există bună intenție și se vede că vrea să facă ceva, să nu se mai intervină cu lucruri care să împiedice printr-un anume fel realizarea celor proiecte. Trebuie să mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu aș vrea să mai zic un cuvânt, dacă îmi permiteți. Se apropie, suntem în preajma zilei de 8 martie și aș vrea să urez tuturor doamnelor și domnișoarelor, tuturor mamelor și tuturor soțiilor multă sănătate, o primăvară frumoasă și multe, multe realizări. Să dea Dumnezeu și pentru doamne și pentru noi, domnii. Pentru că ați urat numai de bine, de-aia spun. Vă mulțumesc mult de tare mult pentru prezență. Noi, doamnelor și domnilor, o scurtă pauză comercială și revenim cu partea a doua.